Dragii mei frați și surori, dragi tineri, băieți și fete, vă spun tuturor bună seara și dacă se poate să fiți bine în sufletul vostru, pentru că mai este har. Așa, pentru aproximativ 30 de minute, poate 40, poate un ceas, poate chiar mai mult, să mă opresc cu voi asupra câtorva declarații biblice și, dacă îmi permiteți, să mă achit de o datorie pentru care am venit aici. Știți, este foarte complicată viața de poștaș. Poștașul de obicei ia un plic de la cineva și îl duce la alt cineva. Și poștașii corecți sunt cei care nu fac niciun înscris pe plic și niciun înscris pe foaia din plic. Dacă un destinatar sesizează că cineva i-a umblat în plic, se supără. Orice purtător de cuvânt, sau dacă vreți să folosesc un termen teologic consacrat, orice logofor, adică cel ce poartă în chivotul existenței lui cuvântul Hristos, el este un poștaș. Un poștaș care, dacă își respectă statutul, ia o scrisoare de la cineva și o duce la altcineva. N-am înțeles niciodată de ce voi iubiți pe poștașul care face însemne pe plic sau care mai mult deschide plicul și scrie pe foaia care ți era destinată. Când tu te înfurii pe un poștaș, te înfurii degeaba, pentru că scrisoarea ți-a trimis-o altcineva. Iar când tu iubești un poștaș care umblă în plic și scrie ceva pe foaie, înseamnă că te faci părtaș la un fals pe un mesaj pe care l-ai primit. Aceasta este marea dilemă dintre un păstor și cei pe care îi păstorește. Mi-am propus, nu știu dacă și reușesc, ca păstor să nu scriu pe plic și să nu umblu la foaia din plic. Ceea ce vă spun este scris de altcineva și dat vouă. Dacă aveți vreo problemă cu înscrisul acesta, nu o aveți cu mine, așa cum de obicei se petrece, ci o aveți cu cel care v-a trimis înscrisul. Deci, întotdeauna când faceți un comentariu, gândiți-vă pe cine supărați. Aș vrea să citesc câteva cuvinte din Sfânta Evanghelie după Luca de la capitolul 13, și apoi să luăm câteva învățături. Citesc de la versetul 6. Luca, capitolul 13, începând cu versetul 6. El, adică Iisus, a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l! Taie-l! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba?
Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod, dacă nu, îl vei tăia. Amin. Sigur că ori de câte ori citim pasajul acesta, avem o poveste frumoasă în jurul lui, care ne ajută să nu ne pocăim. Însă pasajul acesta, ca toate de altfel, n-au în jurul lor niciodată niciun fel de poveste care să ne ajute să nu ne pocăim. Ci fiecare pasaj al Scripturii are un scop exact. Să ne pocăim. Mesajul din seara aceasta are ca titlu o întrebare pe care o puneți mulți și căutați tot felul de sfătoși ai viacului acestuia, ca mine sau ca alții, care să vă răspundă la întrebarea aceasta. Și cu cât răspunsul este mai nimerit în raport cu ceea ce așteptați, cu atât sfătosul acela este mai important. Întrebarea este următoarea. Când se va închide harul? Repet. Când se va închide harul? Și aș vrea măcar pentru ziua aceasta sau mâine sau săptămâna în curs să-ți rămână în cap aceste două întrebări. Una cea de dimineață. De ce? Și a doua din seara asta. Când se va închide harul? Și de aici încep răpăreții viacului acestuia să își dea importanță fiecare. Unu, la darea decretului duminical. Altul, când va suna prima trâmbiță. Altul, când va suna trâmbița a treia. Altul, când... Ce știu eu? Toate felurile de situații create, frumoase de altfel, dar care... Nu numai că nu te ajută cu nimic, ci te scoate din ecuația propriei tale mântuiri. Pentru că cine este interesat de mântuire, nu este interesat când se încheie harul, ci este interesat să se pocăiască cât mai repede. Iar când Domnul Iisus Hristos a început să predice pe pământ, a făcut o observație foarte jignitoare, istoric și universal față de poporul iudeu. S-a uitat la ei și a spus, vouă nu vă lipsește sâmbăta, cum nici adventiștilor nu le lipsește sâmbăta. Și a zis, vouă nu vă lipsesc poruncile, cum nici adventiștilor nu le lipsesc poruncile. Și a zis, vouă nu vă lipsește alegerea, că sunteți aleși. Cum nici adventiștilor nu le lipsește alegerea, că sunt aleși. Vouă nu vă lipsește încadrarea istorică, pentru că sunteți din coapsele lui Avram. Cum nici adventiștilor nu le lipsește încadrarea istorică, pentru că sunt al șaptelea sfeșnic. Vouă, le-a spus Hristos, vă lipsește un singur lucru. Pocăința. Și pentru că nu aveți, veți muri. Și adventiștilor le lipsește un singur lucru. Pocăința. Și pentru că nu vreți să o aveți, veți muri. Așa scrie Evanghelia. Că el a început să predice și a zis un singur cuvânt. Pocăiți-vă. Și le-a zis celor care aveau sabat, celor care aveau legi, celor care aveau legăminte, celor care erau din coapsa lui Avram, și lista poate continua. Când se închide harul? Aici Iisus Hristos se oprește, cum avea el obiceiul,
și spune lucrurile în așa fel încât să nu fie niciunul care să zică n-am înțeles. Zice că el a venit în livadă și știa fiecare smochin și fiecare pom care era acolo și pe lângă unul trecea deja al treilea an. S-a uitat la el, frumos de altfel, și n-avea nimic. Și-a chemat pe slugă și a zis, auzi, începe să mă deranjeze chestia asta. Taie. Într-o altă evanghelie, referindu-se la o altă imagine, Hristosul face următoarea declarație. Și zice așa, securia a și fost înfiptă, unde? La rădăcină. Cine aduce roadă, scapă. Și cine nu, pierde. Am o veste nu foarte... ce știu eu, optimistă. Ne spune Sfânta Scriptură că Iacob, când se întorcea de la Laban, îl frământa conștiința, sufletul era pur și simplu disperat. Și a trecut părul Iaboc să povestească puțin cu Dumnezeu despre spaima și situația nepotrivită în care a ajuns. Și zice Scriptura că acolo a avut o încăierare între el și cineva. Și simțea cumva în cugetul lui că e o situație limită și dacă se lasă de cel cu care se bătea, lucrurile vor degenera necontrolat. Și pentru că era un bărbat bine legat și tupeist, a început să dea cât putea. Și celălalt îi făcea jocul. Se făcea că primește, că se dezechilibrează, că doare, că nu mai poate. Dar la un moment dat a intervenit un moment fix, care a fost reprezentat prin următoarea declarație. Lasă-mă să plec! Și au urmat câteva fracțiuni de secundă de tăcere universală sau de durere universală sau de neînțelegere universală. Și în aceste fracțiuni de secundă Iacob devine mai agresiv. Și ființa aceea când vede, când i-a mușcat una în coapsă, i-a și paralizat. Îi tremura genunchiul, încet s-a lăsat pe un picior în jos, s-a prins, durerea de la această paralizie îi slăbea puterea mâinilor de a se ține, și nu i-a mai rămas decât niște cuvinte sfâșietoare de inimă. Nu, nu pot să te las. Binecuvintează-mă. Și apoi, du-te. Nu știu dacă ați știut că atunci când l-a lovit Dumnezeu pe Iacob la coapsă, i s-a închis harul. Numai că Iacob a fost prins, mântuit. Când se va închide harul, grecii vor povești, iudeii vor minuni, adventiștii vor profeții, n-am văzut pe niciunul să vrea să se pocăiască.
harul se închide în seara aceasta. După ce se va spune amin, 200 de oameni sau cât sunteți aici, veți pleca pe ușa cortului cu un topor înfipt în călcâiul lui Ahile. Zdâf! Anul care îl mai ai de adus rod nu ține de o realitate care prelungește harul, ci ține de o realitate la care te mai poți gândi sau nu. Aici nu e vorba de un copac. Aici e vorba de tine. Aici nu e vorba de o rădăcină, ci aici este vorba de un picior în care e înfiptă o secure. Și Dumnezeu o înfinge exact cât de curat vrea El. Și apoi se uită la tine cum mergi șchiopătând. Așa să-ți spun o întrebare. În seara aceasta, când îți va înfinge securea în călcâiul lui Ahile, vei șchiopăta mântuit sau vei șchiopăta pierdut? Iacob șchiopăta mântuit. Dragul meu, nu poți să dai peste un lucru pe care nu-l cauți. Nu poți să dai peste o șansă pe care nu ți-o dorești. Și dacă prin absurd dai, o lași acolo. Felul în care se comportă Dumnezeu aici este unul așa de sugestiv că cine refuză să-L înțeleagă are probleme. Și zice așa, un om, adică eu, Dumnezeu, avea un smochin, adică am și eu unul, pe Coman sau pe Vasile sau pe Carmen, și era sădit în via lui, adică în biserica lui. Și i-a venit lui așa chef să vină să vadă dacă are rod. Și n-avea rod. Și a zis scurt, taie-l. Și cineva a intrat între secure și mine. Și a zis, mai lasă-l un an. Și tu crezi că anul acesta e din an în an 70 de ani. Minți! Că nu e așa! Un an! Nu e din an în an 70 de ani, ci e un an! Ferească Dumnezeu să fi început de exact anul trecut, din luna aceasta, ziua aceasta. Că dacă de atunci a început, suntem cu toții pierduți. Și o să zici în inima ta, ferească Dumnezeu să înceapă din seara aceasta să țină un an. Că voi fi pierdut, pentru că tu n-ai niciun fel de preocupare să te pocăiești. Pe tine te interesează gargara lumii? Te interesează imaginea lumii? Te interesează stomacul lumii? Tu n-ai nimic cu Dumnezeu. Tu n-ai priceput lucrul acesta. Harul se încheie în momentul în care ți-a înfipt Dumnezeu securea în călcâiul lui Ahile. Dacă o face în seara asta, te prinde mântuit sau nemântuit? Și zice Scriptura că Iacob răsărea soarele peste pălul Iaboc când Iacob
își trăgea piciorul paralizat, izbăvit de Dumnezeu. Câtă generozitate dumnezeiască, câtă curzime dumnezeiască. De ce nu l-a iertat fără să-i rupă, fără să-i scrântească coapsa? Că ar fi putut să-l binecuvinteze așa. De ce, Doamne, să plec de aici, de la Narcise, cu o secure înfiptă în picior și să-și șchiopătez, când pot să mă duc fără să-și șchiopătez? Dar de ce să pui coma în întrebările acestea la care Dumnezeu nu vrea să-ți răspundă? Când se va închide harul? La decretul duminical? Când va cădea prima plagă? Când suveranul pontif de la Roma își va da mâna cu casa albă? Ce legătură are evenimentul acela cu tine? Nu știai că n-are nicio legătură? Dacă societatea în care trăim dă un ton de la, nu e așa că și tu cânti la? Dacă societatea contemporană dă un ton de re, nu e așa că și tu cânti re? Dacă societatea contemporană formează un acord major, do, mi, sol, do, nu e așa că formezi și tu un acord major? Dacă societatea contemporană formează un acord minor, do, mi, bemol, sol, do, nu e așa că formezi și tu un acord minor? Dar dacă Dumnezeu dă un sunet, nu e așa că nu te interesează? Dacă Dumnezeu formează un acord, nu e așa că nu-l auzi? Ce legătură ai tu cu Dumnezeu? Scumpii mei frați, vă spuneam la început, urâți pe poștașii care nu umblă în plic. De ce? Pentru că poștașii acestea vă aduc scrisoarea și vă dau. Ei n-au nicio vină. De ce iubești poștașul care umblă în plic? De ce îl silești să umble în plic? De ce te aduci și îl izbești de zil să mai scrie ceva care îți place ție? Când el n-are nimic de-a face cu asta, el este un purtător, un ziditor în trupul lui de cuvânt care i-a fost dat. Știi de ce? O să te superi, dar nu pot să nu-ți spun. Pentru că tu crezi că Dumnezeu este un fraier. Au fost alții înaintea ta care au crezut în felul acesta și au pățit-o rău. Tu crezi că scapi. Și cel care intră între secure și mine sau între secure și tine zice așa: am să-i fac câteva lucruri. Câți dintre voi ați săpat un copac în jur cu hârlețul? Mâna sus. A, sunteți câțiva. Câți dintre voi aveți convingerea că n-ați tăiat nicio rădăcină? Mâna sus. Nu e niciun. Toți ați tăiat. Absolut. Aș vrea să-ți spun o întrebare. Că aici nu e vorba de copaci. Știți ce zice Sfântul Apostol Pavel? Pe voi are aici în vedere Dumnezeu, pe voi! Așa e și aici, pe copaci are Dumnezeu în vedere, ori pe voi!
Vreau să-ți spun o întrebare. A săpat vreodată Hristos în jurul tău? Cineva a zis da. Eu nu judec cugetul nimănui. Dacă e drept să fie lăudat Dumnezeu. Dar știi ca mine, în jurul cărora n-a săpat niciodată. Oare de ce? Pentru că atunci când sapă în jurul tău, îți mai rupe vreun deget, te mai zgârie pe călcâi, îți dă jos carnea de pe chestiile astea de aici, de la glesnă. Adică, e îngrozitor. Însă tâmpenia, știi care e? Că dacă prin absurd a săpat în jurul meu și mi s-au întâmplat astea, mă pun pe genunchi și mă rog, Doamne, mi-a ieșit Satana înainte, dă-l la o parte! Și prin rugăciunea aceasta consfințesc imposibilitatea mea de a mă mai pocăi vreodată. Pentru că Scriptura nu spune că rănile ni le face Satana, ci Scriptura spune că rănile ni le face Dumnezeu și El le neagă. Dar dacă eu spun că rana aceea mi-a făcut-o Satana, nu Hristos, împotriva cui păcătuiesc? Cine? Zi tare. Împotriva Duhului Sfânt, mulțumesc, Domnule. Ai răspuns corect. Și când se iartă asta? Aveți curajul să vă gândiți de câte ori ați păcătuit? Și totuși, ceea ce vă spun acum, n-are rostul ca cineva să iasă de pe șine. Ce are rostul să te oprești. În seara aceasta se va înfinge securia în călcâiuri Ahile. Și o să pleci de aici șchiopătând. 300 de oameni o să meargă cu un topor înfipt în picior, șchiopătând. Nu asta e problema. Problema este momentul în care se înfinge securia. S-a închis harul. Sunt dincoace sau dincolo de gard. Trebuie să răspunzi la întrebarea asta. E frumos. Suntem împreună. E o ambiență de invidiat. Unii în pauza de masă ne-am dus și ne-am strâns un buchet de narcise sub pretextul că admirăm natura. Și continuați voi prizbrizurile astea. Scumpii mei, asta este lepădare de Dumnezeu. Dumnezeu n-a făcut sâmbăta ca noi să strângem narcise. Vă rog în numele lui Dumnezeu să credeți. Dumnezeu n-a făcut sâmbăta să strâng eu și cu tine flori și nici măcar să le admir hoinărând 15 km pe jos. Nu! Sâmbăta a făcut-o pentru altceva. Dacă n-ai timp să-ți iei pentru narcise, lasă-le în amarul lor, dar nu batjocori hotihna lui Dumnezeu în numele unei idei care nu există! Pentru că în seara aceasta va arunca toporul în pulpa ta. Și cu asta s-a închis arul. Și dacă te-a prins dincolo de gard, poți să-mi spui tu orice povești și poți să-i le spui oricui. Nu mai există nicio șansă. Și aici zice așa. Că a intrat unul între topor și mine și a zis
am zăsat împrejur. Și mai zice ceva. Și am să-i pun gunoi. Nu? Așa că e frumos. E ori nu e? Foarte frumos. Știți cu ce a crescut asta? Da. Cu mizerie. Mizerie. Așa credeți și voi că puteți înlocui gunoiul cu îngrășământ chimic de la combinat. Adică cu surogate de la dragă. Și creșteți. Și ajungeți frumoși. Asta nu-s roade. Asta-i gunoi. Gunoi nu depus la îngrășământ, ci de aruncat. E o mizerie. Nu așa mare problemă este săpatul în jurul meu și săpatul în jurul tău, cât gunoiul. Aș vrea să vă spun ceva. Că gunoiul nu e în cartea aceea cu 365 de zile cu Hristos. Nici în poveștile acelea și sirupurile acelea care le citești o maximă pe zi pentru sufletul tău. Las chimicale și o să crăpi. Ăsta este gunoi. Când ți s-a pus la rădăcină ultima dată gunoi? Pe poștașii bați le cer să deschidă plicul, să arunce scrisoarea, să pună o scrisoare care îți place ție. Le cer să modifice în scrisul. Pentru că pentru ca să crești frumos, ca mușcatele acestea, sau ca roșiile fără niciun gust, sau ca și castraveții sau ardeii care au gust de carton. Și lista poate continua. Când pui gunoi, crește greu, neuniform, urât, schimonosit, însă există o caracteristică care diferențiază ceea ce a crescut cu gunoi și ceea ce a crescut cu chimicale. Știți care e caracteristica? Gustul. Nu vă rog să ridicați unul de aici și să mergeți să puneți mâna pe umărul altuia despre care știți că e un pocăit care are gust. Că de pocăiți frumoși e prin pământ. Ca de buruie din astea. Răzut. Când se închide harul în seara asta, vei pleca cu o secure înfiptă în pulpa piciorului șchiopătând. Și cu această secure aruncată de Dumnezeu într-un mod criminal, harul pentru tine s-a închis. Ești din coace sau ești din colo? Ca să fii din coace, trebuie să facă Dumnezeu două lucruri. Tu, niciun. Să te sape în jur și să pună gunoi. Vrei? Și poporul a răspuns: nu ne vom duce pe el. Niciodată? Ce că Ieremia ești așa în față cu o scrisoare și a zis: iată cărările Domnului cele vechi, umblați pe ele. Se pune punct
Și zice, și poporul a răspuns, două puncte, tare, bățos, plin de adventismul ei. Nu vrem să mergem pe el. Nu e nicio problemă. Nu e absolut nicio problemă. Vom rămâne la fel de frumoși, vom veni la fel la biserică, vom cânta împreună, ne vom ruga împreună, toate lucrurile vor merge la fel ca întotdeauna. Până va bate clopotul. Și când se va spune până aici, atunci vei vedea ce ai ales. În consecință, dragii mei, este una din primăverile frumoase de la Vard. Cuvântul meu este pentru anul viitor, nu pentru anul acesta. Poate anul viitor, dacă vrei să te bucuri la Vard de poiana narciselor, poate te gândești, cum aș putea să fac o minimă luare de măsură, nu din aia grea, o minimă luare de măsură, cum aș putea să fac să merg și să sfințesc sâmbăta Domnului? Cum aș putea să fac să merg și să-i fie drag Domnului meu că am mers? Cum aș putea să fac ca să întâlnesc bucuria de a fi acolo cu bucuria lui Dumnezeu de a mă vedea că sunt acolo? Și poate dacă vei avea gândul acesta, Dumnezeu îți va ajuta. Nu uita. Harul se încheie când Dumnezeu îți va arunca toporul în pulpa piciorului. Și când ți-a despicat pulpa în două, s-a pus dacă ești dincolo, nu se mai poate face nimic. Dacă ești dincoace, Dumnezeu va fi bucuria mântuirii tale. Încât atârnă de mine, ca slujitor al Evangheliei, îți doresc să trăiești bucuria mântuirii. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Amin.